A fost sărbătoare în acest weekend în satul lui Brâncuș. Ia românească a fost sărbătorită cu mare faz de zeci de iubitori de tradiție și folclor care au participat la festivalul Iei din satul Hobița, comuna Peștișani, unde au avut ocazia să admire peste 2000 de ii autentice. Poiana lui Brâncuș s-a dovedit la un moment dat neîncăpătoare pentru meșterii populari care au expus adevărate bijuterii lucrate manual, de la obiecte de artizanat, pielărie, lemne, paie și lut. Este o tradiție să sărbătorim Ia aici la noi la Peștișani, la Hobița, în satul lui Brâncuș. Și sperăm să păstrăm vie această tradiție cât mai multă vreme. Pentru mulți era chiar îmbrăcămintea de zi cu zi, alții îmbrăcau la sărbători și era ales costumul de sărbătoare față de cel care mergea la muncă. Era portul lor de fiecare zi. Am în jur de 100 de opinii, la mine am 20-30, sunt din perioade diferite. Și fiecare opinie care povestea ei și reprezintă cultura și istoria pe zona respectivă de unde provine. Spre seară, toți cei aflați la festival l-au așteptat cu nerăbdare pe marele maestru al naiului și promotor în lume al Iei, Gheorghe Zamfir, care la venerabila vârstă de 83 de ani a încântat publicul cu naiul său vrăjit. Sunt foarte legat de locul acesta la oltenii mei, de mama, amintirile pe care mama mi le-a povestit și ea, sărmana, și de toți oltenii din județul Gorj, care i-am purtat peste tot în lume, pe toate scenele lumii, în toate cântecele mele. România autentică nu înseamnă numai muzică folclorică neapărat. Am reușit să aducem pe acest titan al muzicii românești, pe Gheorghe Zamfir. Ne bucurăm că a acceptat să vină și cred că toți cei care sunt prezenți aici sunt fericiți că l-au văzut la ei acasă pe Gheorghe Zamfir. Aflat la cea de-a șaptea ediție anul acesta, Festivalul România Autentică a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Oltenia.